S-a stabilit ordinea pe buletinele de vot pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 6 decembrie. Primele 14 poziții vor rămâne neschimbate atât pentru Senat cât și pentru Camera Deputaților. Pe prima poziție va fi Alianța USR Plus urmată de PSD. Candidații Alianței USR Plus se vor afla pe prima poziție pe buletinul de vot pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 6 decembrie. S-a stabilit ordinea pe buletinele de vot pentru alegerile parlamentare. Avem pe primele poziții Alianța USR Plus pe prima poziție, urmată de PSD, PMP, Pro România și PNL, după cum bine știți, la Camera Deputaților avem 32 de poziții pe buletinele de vot, iar la Senat vor fi 14 uh, poziții. Buletinele de vot pentru alegerea Senatului României vor avea tipărite 14 chenare. A stabilit de asemenea și uh, dimensiunea și numărul patrulaterelor pe uh, fiecare pagină a buletinului de vot, urmând ca noi, instituția prefectului, să uh, facem macheta pentru buletinul de vot până la sfârșitul săptămânii și să trimitem către autoritatea electorală permanentă pentru avizare. Campania electorală pentru alegerile parlamentare începe vineri și se încheie pe 5 decembrie la ora 7 cu 24 de ore înaintea alegerilor.